Bun găsit! Bine ați venit pe edupedu.ro, platformă educațională cu știri și analize din educație. Astăzi vorbim despre legile școlii. Vorbim despre noile proiecte lansate în dezbatere de Ministerul Educației, care sunt făcute pe baza proiectului și a raportului România Educată, raport care a ajuns să fie publicat în urmă cu un an de zile și iată, la un an distanță apar aceste două noi proiecte de legi. Este vorba despre legea învățământului preuniversitar și legea învățământului superior, România Educată, ambele au acest subtitlu. Alături de noi este domnul secretar de stat din Ministerul Educației, Bogdan Cristescu, este profesor de matematică și în acest interviu vom lămuri alături de dumnealui discuția despre evaluare, examene și, bineînțeles, ce se întâmplă mai departe cu curriculumul, pentru că acesta este foarte important pentru ceea ce vor învăța elevii pe baza acestei noi reforme, care vine, iată, la nici măcar împlinirea unui ciclu întreg, nici măcar o generație nu a ajuns să facă de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a. Reforma curriculară a fost întreruptă la clasa a 9-a prin neprelungirea planurilor cadru și pentru liceu, nepublicarea acestora. Și acum ne concentrăm pe o nouă reformă. Așadar, bună ziua, domnule Cristescu, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre aceste aspecte atât de importante, pentru că este foarte, foarte bine ca o asemenea discuție să fie o discuție documentată pe baza unor argumente. Și vă mulțumesc din nou și pentru felul în care ați prezentat lucrurile, pentru că, într-adevăr, trebuie să vedem totul ca pe un conglomerat, da? Ca pe un întreg, curriculum, evaluare, ceea ce se petrece cu elevii, finalitățile educației sunt clar legate, nu le putem privi independent, doar, vorbim doar despre un examen sau doar despre o evaluare. Bun. Vă propun să discutăm pe baza întrebărilor formulate de către noi, dar și pe baza întrebărilor primite de la cititori, pentru că au fost cititori care sunt interesați, mai ales în zona examenelor și bineînțeles că e foarte important acest aspect. În primul rând, aș vrea să discut cu dumneavoastră despre evaluarea de la grădiniță. Adică, la clasa, la grupa mare, deja copilul trebuie să aibă un raport pe care educatorul, fiecare educator din România trebuie să-l facă pentru fiecare copil aflat în grădiniță și acest raport merge mai departe cu acel copil în învățământul primar. Ce presupune raportul respectiv, propriu zis? Cum l-ați gândit? Vă mulțumesc din nou pentru întrebare și este foarte, foarte bine, pentru că trebuie să plecăm de la principiul evaluării din lege. Principiul și modul în care este gândită evaluarea este principiul evaluării pentru învățare. Și atunci, sigur, raport sună poate extrem de apăsat și de important, dar ceea ce este foarte, foarte important este să avem în vedere faptul că orice elev, fie că este antepreșcolar, preșcolar sau elev în ciclurile primar, gimnazial, liceal, trebuie să fie urmărit pentru a-i se identifica zona proximei dezvoltări, deci unde poate merge în continuare și care sunt eforturile pentru acest lucru și în aceeași măsură pentru a identifica și zonele unde este nevoie de fixare, eventual zonele unde este nevoie de progres. Și atunci, în funcție de ceea ce se cere la grădiniță, ca acest copil, dacă vă uitați în lege, sunt precizate că acest raport se referă la aspecte cognitive, bineînțeles, dar foarte mult la aspecte socioemoționale, care țin de integrarea lui în grup, de felul în care răspunde la sarcinile de lucru, la măsura în care colaborează cu ceilalți copii. Pentru că trebuie să stăm și să ne gândim că aceste etape, dacă vreți, preșcolare și antepreșcolare, sunt extrem de importante din acest punct de vedere. Copilul să se simtă relaxat, copilul să poată să-și pună în valoare calitățile, să aibă curajul să o facă. Și aceasta, cu voia dumneavoastră, mă aduce la o precizare pe care simt nevoia să o fac. Foarte mult, inclusiv în rapoartele OECD-ului, vorbim de well-being. Numai că pentru copii, well-being-ul nu este stare de fericire. Pentru un copil, well-being-ul este atunci când știe ce se așteaptă de la el, când lucrurile sunt predictibile, când nu este ignorat, când părerea lui contează, când este respectat și când el este scopul acțiunilor noastre.
Deci în jurul acestui copil ar trebui să existe un întreg, o întreagă atenție concentrată acolo, corect, care atenție se va regăsi în raportul acesta, sigur, pe care semnează și consilierul școlar. Și consilierul școlar. Și educatorul. Sigur, pentru că rolul de bază este pregătirea copilului pentru învățare și felul în care se simte el în această atmosferă școlară sau preșcolară, în care își petrece un timp suficient de important, care joacă un rol extrem de important în viața lui, pe măsură ce crește. Deci acesta este rolul. Cum vă asigurați de obiectivitatea acestui raport sau, mă rog, acestor observații, având în vedere că educatorul a petrecut mult timp cu acel copil și e interesat să zică poate de bine sau poate unele lucruri care să ascundă, de exemplu, nerealizările sale în calitate de educator? Sincer, eu prefer să cred, și este vorba de orice nivel și orice nivel de evaluare, eu plec de la ideea că orice cadru didactic este cinstit și onest și corect și își face treaba. Cu atât mai mult cu cât toate aceste evaluări vor fi parte din parcursul educațional și progresul elevului va fi criteriu de evaluare pentru profesor. Sigur, colegii mei vor fi obiectivi, pentru că în realitate, atunci când facem o evaluare a mediului în care noi lucrăm, da? Da. Implicit o autoevaluare a activității noastre, pentru că în spate și asta este pentru mine ca profesor, învăț unde aș putea întări niște mesaje, cum m-aș putea adapta mai bine la nevoile copiilor din fața mea, care sunt niște individualități. Și atunci, sincer, colegii mei vor face asta pentru a-și face viața mai bună și pentru ca munca lor să aibă rezultate. Mi-e greu să cred că vor pleca de la ideea să ascund ceea ce nu voi face. Este un raport pe care, pentru care vor avea un ghidaj, sigur, o formare? Sigur, formare sigur va fi și formările vor fi, pe de o parte, formări care țin de formarea inițială și de formarea continuă, dar în aceeași măsură se pune și problema unor formări și veți vedea prin centrul dedicat care este înființat în lege, vor fi formări dedicate, customizate, deci făcute ca urmare a inspecțiilor tematice, ca urmare a nevoilor identificate. Colegii profesori vor putea fi formați exact în direcția în care simt că au nevoie de sprijin. Deci, observ totuși că acest raport este unicul, sau mă rog, această evaluare este unică din punct de vedere cognitiv și emoțional și social. Adică pe parcursul copilului, pe parcursul prin învățământ și al acestui copil. Și la clasei pregătitoare este la fel, iar apoi intră în rol orientarea școlară, care clar, da, are componenta sigur similară. Păi nu poți altfel. Da, mă gândeam că, așa cum se vede, e interesat statul să știe despre dezvoltarea cognitivă a copilului și așa, doar în zona aceasta, de start. Nu, este clar că este și mai departe, dar eu cred că nu pot spune că aceasta a fost o intenție spusă de cineva. Dar dacă mă întrebați pe mine atunci când am citit aceste paragrafe, m-am gândit că dacă ar fi lăsat acolo doar dezvoltare cognitivă, poate ne vom gândi că acel copil trebuie să știe în grupa mare să facă înmulțiri, Doamne iartă-mă. Da? Și atunci este mai bine să punem accentul exact pe această dezvoltare socio-emoțională. De ce? Iertați-mă dacă îmi permiteți o paranteză. Scopul educației este să creăm cetățeni activi și independenți. Da? Pentru a crea un cetățean activ și independent, care își autoreglează învățarea, își autoreglează evoluția, un asemenea copil trebuie să fie învățat să facă aceste lucruri. De acord? Nu putem ține un copil în școală 12 sau 13 ani în care să îi impunem reguli și apoi să ne așteptăm să fie capabil să ia decizii pentru el. Nu se poate ca mereu doamna profesoară sau domnul profesor să-i spună ce să facă, iar apoi să ne întrebăm, dar de ce nu decizi tu singur? Este foarte dificil. Și atunci, tot acest scop al educației este crearea unui cetățean independent. Ca să fie independent, el trebuie să aibă un fundament de valori, un fundament, bineînțeles, de morală, care să-l poată face să ia decizii corecte pentru el și pentru societate, și, bineînțeles, un fundament cognitiv. OECD-ul, prin proiectul lor Education and Skills 2030, Future of Education and Skills, vorbește de core foundations. Iar aceste core foundations, pe care le văd ei, care sunt exact baza, soclul unei dezvoltări ulterioare, se împart cumva în trei. Cele cognitive,
care țin de alfabetizare, fie că este ea numerică, fie că este ea științifică, fie că este literația obișnuită, da, cum i-am spune, alfabetizare, și neapărat cea digitală. Da? Dar vorbește și despre socials and skills, deci abilități socio-emoționale care îl ajută să meargă mai departe. Iar în aceste abilități socio-emoționale, să știți că sunt incluse inclusiv ceea ce numim noi media and data literacy. Deci este nevoie de un copil sau un adult, viitor adult, care să poată citi știri, să identifice știrile false, uh-huh, să identifice propaganda, să poată să-și ia deciziile proprii ca urmare a unor analize critice, bineînțeles, gândiri analitice și critice. Iar al treilea pilon, și cu aceasta voi încheia, din când în când o să vă rog să mă ghidați, pentru că fiind lucruri care pe mine mă bucură, tind să vorbesc știți, mult despre ele. Vă las să terminați cu al treilea pilon și chiar vreau să leg asta de evaluările următoare. Al treilea pilon este cel legat de sănătate și de sănătate mentală. Deci a nu ne gândi, Doamne iartă-mă, la cazuri grave, dar din nou se pune problema importanței pe care trebuie să o dăm în școală confortului psihic al copilului. Și confortul psihic al copilului este legat în primul rând de corectitudine, predictibilitate și valorizare. Da, avem nevoie pentru toate lucrurile astea, pentru a ne adapta la aceste ținte către 2030 sau avem nevoie de schimbări ale curriculumului așa cum sunt ele acum. De exemplu, la grădiniță avem cel mai nou curriculum. Sigur. La grădiniță, vă dați seama, el poate este bine să fac o precizare. Am făcut referire la aceste fundamente ale OECD-ului pentru că de obicei ne uităm la testarea PISA, la PIRLS, la PIAC, la rezultate de genul acesta, deși România nu a participat în PIAC. Și ne luăm decizii pentru că suntem totuși o țară care își dorește aderarea la Organizația de Economică de Cooperare și Dezvoltare. Dar ceea ce este important este faptul că curriculum nostru nu luăm deja un model din exterior și îl implementăm la noi, ci efectiv avem o direcție, sigur o direcție comună, pentru că ne dorim să fim în grupul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, dar adaptăm ceea ce avem noi. Deci nu se pune problema unor schimbări fundamentale pentru a prelua ceea ce se face în exterior și este logic să facem asta pentru că chiar dacă preiei un set de reguli, trebuie să ai setul de oameni care să le implementeze, iar setul de oameni trebuie să aibă aceste valori interiorizate, iar acestea nu se fac peste noapte. Da. Tocmai asta e și întrebarea. Acum, cum vă asigurați că curriculumul acesta, care e modern, este aplicat așa și nu după cum știu oamenii respectiv să-l aplice? Ce mecanisme creați? De exemplu, în noua lege există genul ăsta de inspecții, de lucruri, de inspectori formați să verifice lucrurile acestea? Sau alte tipuri de evaluări? Cu toții învățăm. Și așa cum este normal într-un asemenea cadru, ai pe de o parte și cerințele, finalitățile educației, trebuie să ai și instrumente de evaluare a impactului. Eu n-aș pune problema evaluării unui om, așa cum n-aș pune nici problema evaluării copilului de dragul evaluării sau de a-i pune o notă sau o etichetă. Vorbim despre evaluarea de impact și evaluarea în sensul luării unor decizii ulterioare. Și atunci, sigur, intervine formarea continuă. Și dacă stați și vă gândiți, avem pentru gimnaziu și pentru primar, profesorii formați prin proiectul CRED. Da. Un mare lucru care eu cred că este lăudabil pentru proiectul CRED a fost adaptarea la ceea ce s-a întâmplat în pandemie cu accentul pe digital. Pentru că un lucru pe care l-am putea îmbunătăți din punctul meu de vedere în curriculumul de primar și în curriculumul de gimnaziu, sigur, și să-l avem în vedere în curriculumul de liceu, este rolul din ce în ce mai mare al datelor, al analizelor de date și a folosirii instrumentelor digitale. În CRED s-au creat atât de multe RED-uri, profesori au fost formați să le folosească, directorii sunt formați chiar acum să pună în valoare aceste resurse. Deci a fost o adaptare la digital care poate în programă nu era atât de clar statuată în 2017. În aceeași măsură, la primar, digitalul este opțional. Da. O adaptare necesară, din punctul meu de vedere, ar fi spre, bineînțeles, la nivel de primar, a nu crede că scoatem neapărat programare din copiii de primar,
deși în anumite state, cum este Marea Britanie, se pune problema unor competențe algoritmice. Gândiți-vă, șotronul este competența algoritmică, da? Ai niște pași și niște reguli pe care le urmezi. Dacă un copil își dă seama că o asemenea regulă poate fi extinsă, în realitate tu ai repeat-ul din programare. Dacă un copil își dă seama că face o anumită activitate, nu știu, toarnă apă într-o cană până când cana se umple, o poți dezvolta într-o... Dar totul e să-i formezi. Sigur. Deci asta este și atunci. Ca să o poți forma la elev, trebuie să formezi profesori. Profesorii pot fi formați inițial, profesorii pot fi formați prin formare continuă. Am dat exemplu credului, dar și în prof avem foarte mulți profesori formați, inclusiv pe... sau vor fi foarte mulți profesori formați, inclusiv din punct de vedere al mentoratului. În aceeași măsură, prin PNRR, avem 100.000 de cadre didactice ale căror competențe digitale vor fi dezvoltate. Deci există dorința de formare a cadrelor didactice, există direcția în care vrem să mergem, care bineînțeles va fi explicitată, pentru că nu poți să pui totul într-o lege, și în aceeași măsură, prin intermediul evaluărilor. Da, prin intermediul evaluărilor, impactul acestor măsuri va fi urmărit. Am văzut, de exemplu, la examenul, la concursul de anul acesta de titularizare, care e concursul de angajare în învățământ, tot cam aceleași lucruri sunt. Nu există interesul ministerului, de exemplu, de a solicita competențe digitale. Pentru noi angajați, până la urmă, noi și vechi, actual, dar care trec prin examenul acesta. Aș pune o întrebare foarte simplă. Poate este bine să nu reducem analiza concursului de titularizare doar la proba scrisă. Au fost și inspecții. Da. Poate în cadrul acestor inspecții, dacă ne uităm în fișă, vom vedea măsura în care digitalul a fost folosit. Deci există o fișă de evaluare. Am văzut evaluarea la inspecție, a fost publicată fișa de curând. Și din nou spunem, iarăși un avantaj al legii este faptul că se creează acest ANISAC al inspecției școlare, care unifică inspecțiile, pentru că la modul actual, acum, sunt extrem de multe tipuri de inspecții. Inspecțiile de grad, inspecțiile de promovare în carieră, de titularizare, inspecțiile tematice, inspecții generale, asistența la clasă, inspecțiile aracipului, fiecare dintre ele având o altă fișă. Normal este să unifici. Și unificarea aceasta se va face tot sub oamenii aceștia unde vor fi? În direcțiile respective, în noile inspectorate? Fiecare dintre direcțiile nou formate are atribuțiile prevăzute în lege. Bineînțeles, la modul suficient de general, pentru că vorbim de o lege. Da? Și apoi sunt metodologiile. Ați văzut, legislația subsecventă va include aproape 300 de să nu greșesc, dar cred că 300 de metodologii, ordine de ministru, hotărâri de guvern. Deci este o muncă fantastică care a fost făcută, dar în aceeași măsură care va urma pentru operaționalizarea măsurilor de aici. Momentul este să facem această consultare publică și să, după, pentru că această consultare publică, iertați-mă, este continuarea unei consultări publice. Să nu uităm totuși că în România educată au fost atât de multe consultări, au fost atât de mulți ani, au fost atât de multe cadre didactice, au fost 7 teme, comisii, specialiști, deci părerea tuturor a contat. Dar este o lege care se bazează pe părerea tuturor în loc să se bazeze pe cercetări. Nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră, pentru că atunci când spun tuturor, vorbim în primul rând de specialiști și aveți un argument în plus, pentru că uneori știți, nimeni nu este profet în țara lui. Uitați-vă la aportul OECD-ului pentru lege. Inclusiv la lansare. Spuneați de unificarea inspecțiilor. Ce va însemna asta? Că profesorii sunt interesați aici. Adică nu o să-i mai caute decât o instituție pentru a inspecta. Și nu vor fi reguli diferite. Și inspectează pentru toate lucrurile pe care pot să le afle atunci când le vine rândul? Așa sau? Cum este cazul, eu revin. Din nou trebuie să nu pierdem din vedere ceea ce se întâmplă. Care este rolul unei inspecții? Sub niciun caz nu este urmărire sau pedeapsă. Este ideea de îmbunătățire. Și atunci, dacă avem o tematică generată de pentru un anumit grup de școli, am identificat o nevoie, sigur, acolo, inspecția va avea anumite componente. Se vor pune anumite accente. Este extrem de important să nu mai avem inspecții. Uitați-vă și la recomandările OECD-ului pentru România din studiu din 2017, unde și ei recomandă unificarea inspecțiilor, și ei recomandă instituții regionale de inspecție, și ei recomandă inspecția în vederea îmbunătățirii lucrurilor. Deci eu așa văd lucrurile. Am și eu o experiență în inspectorat de câțiva ani. Este o funcție de îndrumare și control. Îndrumare. Dar nu e îndrumarea aceasta făcută de către
minister care e și furnizorul. Este, gândiți-vă, educație. Nu e un pic un conflictual? Păi, adică... tocmai nu o face ministerul, sunt autorități regionale și județene care trebuie să facă acest lucru. În subordinea unei ANISAC care e a ministerului. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar în aceeași măsură, ministerul, fiind responsabil de educație în această țară, este normal să aibă și o formă de evaluare de impact și de control, pentru că știți cum este? Odată cu autonomia vine și responsabilizarea. Nu este ușor să fii un om liber. Și, bineînțeles, dar de ce ar fi interesat ministerul să arate problemele atâta timp cât, nu știu, poate, gândiți-vă că se schimbă conducerea ministerului și algoritmul. Eu rămân la ceea ce v-am spus. Nu cred că un om cu capul pe umeri are interesul să ascunde ceva sub preș. Cu toții suntem părinți, cu toții suntem profesor cei din noi. Avem experiența anilor. Lăsați-mă să nu comentez și să cred în buna credința oamenilor și în dorința de a face bine. În țara aceasta trăim, în țara aceasta am ales să facem bine. Nu, eu nu pot gândi așa. Iertați-mă. Sigur, trebuie să avem instrumente de control ca așa ceva să nu se întâmple. Nu ne putem ascunde precum struțul cu capul în nisip. Din acest motiv trebuie să fie evaluări de impact, inspecții. Deci să ne înțelegem. Nu ne uităm în altă parte. Clar. Dar eu cred că nu este bine să plecăm cu răul înainte. Da. Ne gândim la drobul de sare ale Creangă. Cineva a plecat cu răul înainte din moment ce a introdus posibilitatea de a ca directorul să-și piardă postul în cazul în care la evaluare nu respectă standardele de calitate. Sigur, eu cred, dar nu s-a mai întâmplat lucrul eu cred că, sigur, dar asta vă spun, nu cred că a plecat cineva cu răul înainte. Dar experiența au arătat că este bine să ai și o parte punitivă. Să ai și mecanisme. Sigur, mecanisme reglatoare. Da? Ați văzut, de exemplu, unde intervine această sancțiune pentru director? Această sancțiune intervine, sigur, la inspecție, dar mai intervine și atunci când el nu folosește în mod corespunzător fondul de bursă. Nu este normal să te asiguri dacă ai crescut fondul de bursă, dacă ai pus la dispoziția elevilor și la dispoziția școlii acești bani, nu este normal să te asiguri că ei chiar ajung la cei care au nevoie? Da. Iertați-mă, eu asta știu că este rolul sancțiunilor din lege. A promova respectarea ei, nu a își face din sancțiune un scop. Am înțeles. Deci nu o să mergem să facem controle doar de dragul de a da niște sancțiuni acolo. Păstrați în lege evaluările de clasele a doua, a patra și a șasea. Ele sunt gândite în felul următor, dacă corectați-mă dacă greșesc. A doua este o evaluare pentru copil inițială, pentru a ști exact cum intră copilul în ciclul primar. A patra este o evaluare de sistem care evaluează prin prisma copilului ce s-a întâmplat în ciclul primar. Și clasa a șasea este o evaluare care are valoare de corelație cu celelalte evaluări de până atunci. O evaluare care, în care vedem ce s-a întâmplat cu copilul în primii 2 ani de gimnaziu, cum s-a adaptat acolo și, bineînțeles, un predictor pentru ce urmează. Ați spus foarte, foarte multe lucruri importante. Nu știu dacă v-aș contrazice, dar poate aș vorbi și despre viziunea mea asupra lor. Okay. Evaluarea de clasa a doua și evaluarea de clasa a șasea sunt evaluări cu scop principal formativ. De ce? Evaluarea de clasa a doua vine în principiu după minim 3 ani, dacă luăm în considerare și clasa pregătitoare, în care copilul și-a pus problema unor achiziții fundamentale. Vorbim aici de începutul alfabetizării, inclusiv alfabetizării matematice. Deci este un punct foarte, foarte bun pentru a vedea unde se află copilul și ce trebuie făcut cu el pentru a avea suficient de mult timp pentru a îndeplini ceea ce este scris în profilul absolventului de ciclu primar. Deci este o evaluare, dacă vreți, la mijloc, pentru a lua deciziile și a avea timp suficient să, să reparăm dacă este cazul sau să îmbunătățim acolo unde se pune problema. Clasa a patra este într-adevăr o evaluare de monitorizare a sistemului, este o evaluare de monitorizare. Iar putea fi făcută, dacă ne uitam cum era înainte legea 1, dar acum acest lucru nu mai este spus, doar pe eșantion. Dar dorința a fost să o facem la final de ciclu, pentru că una dintre observațiile pe care le-am făcut după implementarea PISA, inclusiv clasa a șasea, inclusiv evaluarea de clasa a opta, ne-au arătat, de exemplu, foarte mult se miră de ce punem întrebarea la clasa 8-a în subiect, 10 plus 10 împărțit la 10. Domnule, dar este întrebare de clasa a 3-a. Pentru că avem 10 sau 15.000 de copii care greșesc la această întrebare.
Deci baza acești lor cu... sigur. Fixată. Deci și atunci când am fi putut observa noi asta? Poate în clasa a doua nu, da, pentru că avem o ordine a efectuării operațiilor, dar în clasa a patra am fi putut să observăm. Și atunci și pentru acești copii care, vă dați seama, mai târziu poartă această lipsă, da, pentru că neavând un fundament nu ai pe ce clădi. Pentru acești copii trebuie să identificăm lucrurile cât mai devreme și, și trebuie luate niște decizii la finalul ciclului primar pentru a le oferi șansa să continue. Dar până să ajungeți la clasa a șasea, clasa a patra înseamnă și o evaluare pentru învățători. Înseamnă să vezi ce s-a întâmplat cu acest clar, copil. Din acest moment, așa cum ați văzut păstrați în lege, funcția asta? Sigur, va fi funcția asta, ba mai mult de atât, așa cum cred că ați văzut în lege, implementarea planului de individualizat de învățare care era prevăzut în lege, dar recunosc că și eu mi-asum pentru că sunt în sistem, nu eram neapărat eu atunci responsabil sau sigur nu eram. Profesorii nu au fost formați să dezvolte aceste planuri individualizate de învățare. Și atunci, în acest moment, pe de o parte, vor fi formați profesorii să le dezvolte, vor fi formați profesorii să le, profesorii pentru învățământul primar, să le operaționalizeze în termeni clar de programă și evaluare la clasă, dar în aceeași măsură trebuie să avem și o campanie foarte bună de informare pentru părinți, pentru a le explica și în terminologie părinți. Pentru că fiecare dintre noi degeaba vede competența X sau am luat codul 1-2 dacă nu știe ce înseamnă acest lucru. Exact, vreau să vă întreb aici dacă rapoartele care, sau mă rog, rapoartele pentru fiecare copil, explicațiile pe care părintele le primește de la învățători, de la profesori pentru fiecare copil după aceste evaluări, vor fi și ele traduse pe înțelesul. Da, exact acest lucru se intenționează și evaluările de 2, 4, 6, așa cum au fost gândite, permit acest lucru. Și anume, translarea acelor coduri în descriptor de performanță, care este deja în caietul cadrului didactic, deci că profesorul are de unde să plece, dar noi vom implementa mai mult de atât, și anume vom implementa punctele tari și punctele slabe pentru fiecare elev. Da, punctele care merită întărite, aspectele care trebuie îmbunătățite, iar fiecare profesor va primi pentru elevul lui acest schelet. Schelet de puncte de atenție, pe care, pentru că rolul cadrului didactic este primordial, pe care el îl va îmbrăca, dacă vreți, folosind ceea ce știe despre acel elev, folosind informații despre starea lui emoțională din acel moment, despre poate un copil de clasa 2 este foarte emotiv, poate. Deci toate aceste lucruri vor fi îmbrăcate și vor fi prinse în plan individualizat de învățare. Inclusiv o recomandare de a folosi consilierul pentru a-și îmbunătăți performanțele examenului din perspectiva temelilor. Și cu genul ăsta de plan personalizat, elevul merge la gimnaziu sau e doar acest ciclul primar? Nu, el va face parte din portofoliul educațional. Deci el va face parte din portofoliul educațional. Gândiți-vă, pentru un profesor de gimnaziu este extrem de important să vadă pe de o parte unde se află copilul la nivelul clasei a patra, asta e important, dar în aceeași măsură este extrem de important să vadă și progresul. Ceea ce are în vedere această lege, având în centru elevul, este afirmarea clară a următorului fapt. Indiferent de ce legislații punem în practică, indiferent de ce materiale și resurse punem la dispoziție, scopul nostru este învățarea din clasă. Dacă învățarea nu are loc în clasă, la copil, degeaba l-avem în centrul învățării noastre. Iar principalul om pe care ne bazăm și care are foarte mare importanță, pentru că interacționează direct cu elevul în clasă, este cadrul didactic. Bun. În continuarea celor spuse, vreau să-mi spuneți și despre raportul de clasa a șasea, pentru că nu am ajuns la viziunea noastră despre el, ca să avem un punct de reper. Corect. Clasa a șasea este din nou o evaluare formativă. Da? 2, 4, 6 evaluări pentru clasa 2, 4 și 6 sunt niște evaluări extrem de utile pentru sistemul de educație. Da, ne-am fi dorit să fie mai departe utile și în clasă acest feedback pentru care vom susține profesorii, pentru că au fost singurele evaluări din România în care datele au fost colectate pe ITE. Și atunci, unul dintre aspectele pe care trebuie să le îmbunătățim la nivelul țării este modul în care colectăm date. Bun. Și apoi modul în care folosim aceste date. În acest moment, odată cu această digitale accelerată, vă dați seama, datele se pot colecta mult mai ușor și mult mai bine. Ați avut ocazia să vedeți
inclusiv promisiunea respectată de a face acest lucru, măcar ca pilot, la a 8-a și la bacalaureat. Da. Și ați văzut că s-au împlinit. Iar noi acum avem aceste date pe item. Sigur, doar din două județe, dar le avem pe item. Gândiți-vă că dacă am luat un PISA, da? Care este pe eșantion, bineînțeles și eșantion statistic științific ales, vorbim de 7.000 de elevi. Da? În Dâmbovița și în Călăraș am avut, care au susținut acest examen, aproape acolo. Sigur, nu este un eșantion statistic. Da. Sigur, nu este reprezentativ. Dar sunt relevante multe dintre date. Ceea ce vă spuneam este că la 2-4-6, având datele pe item și per copil, noi am putut face corelații. Și așa cum am spus, inclusiv, pentru că sunt lucruri pe care noi trebuie să le vedem. Foarte des când ne uităm la rezultatele unui raport internațional de tip TIMSS sau PISA, spunem, Doamne, unde sunt? Dar în realitate, exact aceleași rezultate au fost puse mereu în fața decidenților și în fața tuturor, că nu, rapoartele sunt publice, și la a doua, și la a patra, și la a opta. Corelațiile acestea, într-adevăr, sunt făcute doar în raportul de clasa a șasea, pentru că, din ce am văzut acolo, sunt identificați elevii după codul lor și în partea cealaltă, clasa a șasea, când ajung, ați putut să faceți în cadrul CNPE și această corelație. Și chiar am observat în raportul de anul trecut, v-ați dus și mai departe pentru a vedea ce s-a întâmplat cu ei și ce se va întâmpla cu deci ei. Aceste lucruri pot fi făcute la nivel științific. Eu zic că există o îmbunătățire la nivelul tuturor rapoartelor și la a doua și la a patra. Sigur, cel de-a șasea la care am contribuit major în ultimii ani, mă bucur că spuneți asta, dar sigur este o preocupare pentru date. Este o preocupare pentru date. Ce întrebare am? Există posibilitatea ca subiectele de la o evaluare să fie mai ușoare, ca astfel încât evaluarea următoare să iasă mai bine? Vă întreb asta pentru că la un moment dat diferă... nu știu, scala, adică, de exemplu, nivelul de răspuns de mai puțin de 2, cum este în PISA definit acel nivel de analfabetism funcțional. Adică nu există sub nivelul de 300 de puncte. Da. Apare unele evaluări mai mare, după care vine o altă evaluare și arată mult mai redus, de dă impresia că gimnaziul nu folosește la nimic. De nou vă mulțumesc pentru această întrebare. Adevărul este foarte simplu și trebuie spus. Pentru a putea face comparații intergeneraționale, cum se întâmplă la PISA, ar trebui ca itemii să fie secreți. Pentru că parte din dificultatea itemului este familiaritatea lui. Este familiaritatea lui. Dacă el este un item familiar, de tip manual, ai o altă atitudine în fața lui, sigur ai alte legături cognitive pe care le faci. Deci lucrurile sigur par mai simple. Din acest motiv, deși imediat ce s-a dat proba de matematică la nivelul clasei a 8-a, reacția a fost în sfârșit au dat și mai greu. Apoi rezultatele au fost mai bune. Pentru că elevii au avut la dispoziție, chiar dacă în alt format, 40 plus 15 plus încă 5 teste de antrenament. Și atunci, tocmai asta noi încercăm să nu încurajăm învățarea de tip rețetă. Pentru că copiii noștri vor fi puși în fața unor situații de învățare greu de prevăzut acum. Deci atunci, noi trebuie să le dăm undița să pescuiască, nu pește. Și atunci cum faceți itemii aceștia ca nu cumva examenul să dirigeze învățarea? Asta vă spun. În acest moment, de asta vă spuneam că abordarea legii este holistică. În acest moment s-a pus un foarte, foarte mare accent pe dezvoltarea standardelor de învățare. Deci standarde curriculare. Avem chiar un proiect aprobat prin fonduri europene ca să dezvoltăm aceste standarde până la finalul anului 2023. Pentru primar și pentru gimnaziu, iar oamenii care vor fi învățați să facă aceste lucruri, sigur vor contribui și la cele pentru învățământul licean. Dacă sunt făcute standardele, cât de repede se pot aplica? În anul următor? În anul următor, sigur, ele pot fi aplicate. Cum? Pe de o parte, ai o formare care se va duce, sigur, în cascadă. Pe de altă parte, ai publicarea lor în online, pentru ca și eu, părinte, să pot să mă uit la lecția cu tare a copilului meu și să am câțiva item pe care să-l rog să-i rezolve și văzând dacă răspunsurile sunt corecte sau nu, să-mi dau seama. Dar și acești bază publică de item va putea fi la dispoziția, fiind publică, și părinților și profesorilor. Și atunci, sigur, ele vor putea fi aplicate. După ce avem acest instrument al standardelor de evaluare, ce înseamnă următorul? Asta vă spun. Haideți să ducem lucrurile mai departe. Tot din această parte de evaluare apar
itemii care în spate, pentru că putând să strângem informațiile per item, putem avea ceea ce se numește curba caracteristică prin item response theory. Și atunci, având curba caracteristică, deci care ia în legătură abilitatea elevului cu probabilitatea de a răspunde la un anumit item și așa mai departe, inclusiv o pilotare a lor. Eu am spus mai devreme, va implica o schimbare de mentalitate, va implica o schimbare de mentalitate pentru că itemii nu vor mai fi publici. Nefiind publici, va trebui să rezistăm impulsului de a crede că îi ascunde cineva că-s greșiți sau că îi știu doar puțin aleși, doamnia. Totuși și la PISA există model de subiect, adică a fost dat la un moment dat din subiectele care nu se mai dau. Sigur. Deci pe măsură ce... Deci, pe de o parte va fi o bază de date de item publică, pentru ca oamenii să se calibreze și să vadă despre ce este vorba. Pe de altă parte, sigur, vor fi modele anuale pentru a învăța, dar nu vor fi sub nicio formă teste de antrenament. Cum am auzit la un moment dat, vrem teste de antrenament pentru item de inteligență, item cognitiv. Așa ceva e cam greu de făcut. Dar revin, vor exista și item, ca și la PISA, pe măsură ce ei ies din circuit, ei vor fi publici. Sigur, la nivel de evaluări de acest tip internațional, să știți că doar 2% dintre itemii care intră în circuitul de pilotare, sunt mai multe faze de testare a lor, rămân în forma finală. Pentru un test, ca să fie, să-ți arate fidel ce ai tu acolo, în acel mediu, în acea clasă, la acei copii, ce înseamnă propriu-zis calibrarea? Că s-a tot folosit cuvântul ăsta și toată lumea a înțeles că sunt subiecte mai ușoare. Calibrarea înseamnă exact a aplica copiilor item care să, pe de o parte, să pună în valoare ceea ce știu și pot și pe de altă parte pentru a identifica, așa cum spuneam, zona proximei dezvoltări, pentru că acolo vrei să mergi. Uitați-vă la un lucru. Pot să dau un exemplu cumva simplu. Evaluare de clasa 8. Da. Iarăși vorbesc de matematică, că mi-e mai familiară, dar sigur se aplică și la limba română. Sunt 24 de item, de întrebări, de cerințe. Vă dați seama că în aceste 24 de întrebări trebuie să fie și întrebări pentru pragul de 3, trebuie să fie și întrebări pentru pragul de 5, pentru că chiar dacă la evaluare nu este cu admis respins, acest prag este foarte important pentru că este corelat cu pragul de la media anuală. Dar știe un specialist care e pragul respectiv? Ce trebuie să faceți înainte de asta pentru a ști acest lucru? Pragul. Ai pe de o parte standardele de învățare și de evaluare, pe de altă parte ai pilotarea acestor item. Simulările. Simulări sau o pilotare. Pilotarea poate fi făcută în orice context. Poate fi făcută în orice context și atunci există o corelare între abilitățile dovedite ale copiilor și probabilitatea că el să răspundă la acel item. Nu trecem de clasa a patra să vă întreb dacă cumva România se va înscrie să participe la testarea internațională care se dă la clasa a patra de a OECD-ului. Din câte știu eu, da, domnul ministru este un fervent susținător al evaluărilor internaționale. Vă dați seama, în contextul aderării la OECD, sunt convins că se va întâmpla acest lucru și, din câte știu eu, deja este achitată taxa de participare a României inclusiv la TIMSS, care nu este al OECD-ului, pentru clasa 4. Asta este pentru clasa 4. Avem și PERS-ul pentru... Și PERS-ul. Da. Deci, sigur. Sunt deci matematică și științe. Sigur. În aceeași măsură, vă dați seama, se pune și problema evaluării unor competențe digitale. Numai că trebuie să avem în vedere un lucru. Vorbim despre încărcarea curriculumului. Trebuie neapărat să ne punem problema, pentru că tot m-ați întrebat, fac o paranteză, pentru că atunci nu am prins momentul să spunem, pentru că ne dorim să spunem atât de mult într-un spațiu mic. Eu nu pot introduce o disciplină nouă. Și vă dau un exemplu. Dacă eu vreau să dezvolt la copil independența, gândirea critică, luarea de decizii, când fac, iarăși voi da un exemplu de matematică, că mi-e familiar, când fac procentele în gimnaziu, eu acele procente, în loc să spun hai să calculăm 10% din 150, pot să-i pun în față 3 pliante de la bănci care oferă credit și să-l pun să ia o decizie calculând procentele de sumă, câți bani dă înapoi și în cât timp. Și vă dați seama, în realitate eu calculez tot procentele. Dar leg asta de o decizie personală, de lecții de viață, faptul că dacă împrumut niște bani trebuie să-i dau și înapoi, faptul că trebuie să respect acea proporție 50-30 și așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri care se pot dezvolta în cadrul aceluiași curriculum. Deci în realitate tu adaptezi activitățile de învățare. Pentru că vă dați seama,
Na, planul cadru are un număr de ore. Da. Noi cu toții ne dorim în el să fie orele cum le știam noi ca și copii, când făceam 40 de ore pe săptămână sau câte făceam, 6 ore pe zi, 36. Da. Plus ceea ce am mai adăugat, plus educația pentru viață, plus cele legate de date, de... Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le prindem în disciplinele existente. Acum, pentru că am ajuns la clasa a 8-a, discuția aici este de ce evaluarea de clasa 8-a nu o mai considerați obligatorie prin introducerea înainte de ea a admiterii la liceu și posibilitatea ca acești copii care participă la admiterea la liceu direct la cele 250 de colegii sau câte sunt în prezent și 211 colegii și probabil vor mai fi pentru că se schimbă criteriile. De ce nu vă mai interesează practic ce fac cei mai buni 20.000 de copii dintre cei de clasa 8? Este greu de spus că nu ne mai interesează ce fac. Doamne iartă-mă, sigur că ne interesează ce fac. Dar, așa cum spuneam, legea are în centru elevul. Toată filozofia acestei legi se gândește în primul rând la elev. V-am dat exemplu cu clasa 8 și este bine că le legăm, pentru că vă dați seama, dacă eu am item de 3, de 5, de 7, de 9 și de peste 9,50, dacă eu aglomerez și în loc de 2 item de peste 9,50 pun 4, automat copilul dintre 9 și 9,50 se va duce la 9, deci îl pierd. Eu având o plajă de item pe care nu o pot mări ca număr pentru că acești copii au o vârstă și acest examen este suficient de apăsător pentru ei. Două ore. Da. Atunci dau ocazia colegilor naționale care vor fi, da, să își facă, pentru că toată lumea are senzația de vorbim de parcă sunt doar școlile cu peste 9,90. Nu e adevărat. Gândiți-vă că sunt aproape 30.000 de copii. Da. Sigur. Și atunci dau ocazia școlii ca ea să își aglomereze itemii în plaja în care sunt de obicei absolvenții pe care ei îi țintesc. De exemplu, eu sunt colegiul X, de obicei la mine intră copii cu medii între 8,50 și 9. Eu nu voi mai pune item de 3. Nu voi mai pune item de 10. Voi aglomera numărul de item din zona care mă interesează pe mine, pentru că știu că acei copii, eu sunt pregătit pentru ei, eu le pot furniza o educație apropiată de nevoile lor. De acord? Da, 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 deci, da, da. Efectiv, mă adresez tot lor. Nu aș reduce această problemă la discuția de 5 deci, colegii sau de 3 colegii sau de 100 de colegii. Sau... Deci evaluarea. Așa cum este acum, evaluarea națională de clasa 8 include toți copiii de clasa 8 pentru a-i putea repartiza. Sigur, pentru că este o evaluare de monitorizare. Bun. Și din nou fac referire la studiul ECD din 2017, care recomandă întărirea caracterului de monitorizare și scăderea caracterului de selecție. Pentru că acum evaluarea de clasa 8 are dublu rol. Da. Și selecție, ceea ce ar presupune aglomerarea în segmentul care te interesează, și monitorizare de sistem, deci mă interesează toți copiii. Este foarte greu să faci asta într-un număr scăzut de item și în aceeași măsură eu zic că admiterea mai dă o șansă unui copil. Acele 10% de locuri nu sunt puțini. Va rămâne 10% sau va scădea? Este un procent. Eu nu cred că va scădea. Și dacă vă uitați în lege, se face trimitere clar și spre copiii din rural și spre copiii cu CES. Deci ideea de bază este că acești copii nu vor mai avea o șansă în care s-ar putea într-o zi să se simtă rău fizic. Vor mai avea încă una. Da. Nu mă oprește nimeni dacă eu am dat admiterea și am intrat la un liceu sau la un colegiu național pentru care m-am simțit eu pregătit. Nu mă oprește nimeni să dau și evaluarea și eventual să mă duc la alt colegiu mai sus, dacă voi avea în acele 10% locuri. Deci, de asta vă spun, îi dau copilului încă o șansă. Echitate. Depinde cum e privită echitatea, pentru că au fost părinți și sunt în continuare care abia așteaptă. Pare că subestimați cumva puterea părinților de a merge să caute profesori care să facă comunicații cu ei de la colegiile respective. Eu nu subestimez acest lucru. Din păcate, am văzut reacții publice, pentru că suntem atenți, pentru că părerea tuturor părinților contează, dar în aceeași măsură este un subiect care a și crescut ca un bulgure de zăpadă. Multe dintre aceste lucruri pleacă de la experiențe neplăcute ale unora cu testarea de clasa 5 la anumite colegii și, din punctul meu de vedere, aceste lucruri nu vor putea fi comparate. Am mai multe argumente pentru acest lucru. Unu, clar va fi urmărită programa școlară și respectarea acesteia. Doi, fiecare dintre cei din conducerea unui liceu și din consiliul profesoral, pentru că ei, în realitate,
Nu se pune problema își aleg olimpicii și nu contează ceilalți, ci fiecare liceu se va adresa unui segment din populația școlară pe care ei se simt cei mai pregătiți să le ofere o învățare de calitate. Gândiți-vă și faptul că timpul din clasa nouă alocat închegării colectivului va scădea. În aceeași măsură sunt situații și nu puține în care copiii au intrat într-o anumită clasă convinși că sunt de 10 și au fost actualmente în depresie când primele lor au fost, note au fost 6 și 7. Nu luaseră asemenea note în viața lor. Pentru că s-au trezit la un alt nivel de cerințe. Iar noi acest lucru îl reglăm prin standarde, clar, prin evaluările care vor avea loc de-a lungul timpului și prin această posibilitate de a te duce acolo unde te simți pregătit. Și ca să continui ceea ce spuneam, pentru că sunt mai multe argumente pentru faptul că nu se va întâmpla așa ceva. Am văzut că această lege ar încuraja, și nu sunt de acord, meditațiile cu profesorii de la colegii. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. De ce? 1. Se va ști doar la un anumit moment, un an înainte prevede legea, care va fi forma de examen. Și atunci colegiul va decide cine face subiectele și cum. Deci să încep acum să fac meditații în clasa 5-a cu un profesor de la nu știu ce colegiu, în speranța că el va concepe și va corecta niște subiecte, este așa. Și 2. În lege sunt prevăzute sancțiuni, inclusiv pierderea titulaturii pentru acte care nu sunt conforme cu... Vă dați seama, eu ca profesor, sincer, nu aș face meditații dacă aș ști că un copil care poate nu a luat acest examen și care a plătit, a participat, mă va reclama și voi ajunge în situația să-mi pierd titulatura în acel colegiu. Eu n-aș face asta și cred că nici colegii mei nu vor face. Da. Adică de asta vă spuneam, există pârghii. Plus că acele subiecte pot fi făcute de oricine. Decide școala. Va accepta ministerul să facă subiecte pentru colegii? Din punctul meu de vedere, dreptul de a organiza admitere, dar aceasta este o părere personală, nu este o părere a ministerului, este o părere personală. Da. Metodologiile se vor face în urma consultării publice. Sigur va conta, da? Vor conta părerile cu argumente. Dar dacă tu, colegiu, te consideri capabil să îți direcționezi învățarea spre un anumit segment de elevi și să îi evaluezi corect, atunci înseamnă că te consideri capabil să faci admitere. După cum spuneam, dreptul vine cu responsabilitate. Aici mai e un lucru pe care aș vrea să-l punctez și să-l vă întreb în chestiunea asta, pentru că dumneavoastră ați fost foarte aproape de zona aceasta de decizia ce se întâmplă cu admiterea aceasta. Pare că e o decizie luată de oameni care sunt absolvenți ai acestor colegii sau profesorii în aceste colegii. De ce? Dacă vă uitați, colegiile naționale emit cel mai mare număr de demnitari, de secretar de stat, de, cred că și dumneavoastră sunteți profesor la un, sau ați fost profesor la un colegiu, domnul Sorin Ion, a fost profesor la un colegiu. Adevărul, acum este, a terminat un colegiu național. Adică e clar că colegiile astea sunt o pepinieră de oameni care sunt în acest moment în decizie. Poate fi considerată, nu știu, o influență și în punctul ăsta de vedere, faptul că cineva le-a dat această ocazie să-și selecteze. Dacă încercați să-mi spuneți că este urmarea unui lobby, n-aș fi de acord cu dumneavoastră. Știu sigur că atunci când a fost proiectul România Educată, Aliața Colegilor Centenare, de exemplu, a avut o dorință în această direcție. Dar în aceeași măsură, asta vă spun, într-un fel este situația de a îmi alege olimpicii pe care i-au crescut alții. Și alta este pentru că atunci s-ar fi dat dreptul la 5 colegii, 10 colegii, un colegiu din fiecare județ. Și alta este ideea pe care o avem, care se adresează la un sfert acum și se dă posibilitatea multor școli să-și definitiveze statutul de colegiu național. Un sfert din absolvenți deja nu mai pui problema alegerii unei, da? Ci se pune doar problema unei alegeri direcționate. Cum suntem noi absolvenți? Nu știu. Da, eu sunt mândru absolvent al Liceului Internat din Iași și încerc să mă ridic la înălțimea cerințelor absolvenților acestui colegiu, dar asta nu mi-a influențat decizia. Și în aceeași măsură, chiar dacă eu sunt un elev care a dat și treapta întâi și treapta a doua, nu încerc să fiu influențat de experiențele mele personale în aceste decizii. V-am dat niște argumente, gândiți-vă, sunt niște argumente care sunt
din consultarea specialiștilor, care sunt inclusiv recomandări ale OECD-ului. Noi mergem exact pe recomandarea de bază din portofoliul educațional, care pune accent pe evaluarea la clasă și pe evaluarea formativă. Deci rolul nostru nu este selecția, ci este învățare. Evaluarea de a 8-a se va mai numi națională? Dacă ea nu mai are loc pe toată populația școlară? Eu vă întreb, nu mai are loc pe toată populația școlară, dar dacă se adresează la 75% dintre, eu cred că este național. Este național, bun. Nu există nicio evaluare a elevilor pe parcursul liceului. Deci îi evaluăm la clasa 8-a, după care nu mai există nicio evaluare. Bacalaureatul nu poate fi considerat evaluare pentru că e un examen de testare a competențelor și de, dacă de, vă uitați, de permis pentru învățământul superior. Dacă vă uitați cu atenție, mai există. Există o evaluare a alfabetizării funcționale la nivel de clasa 9, da, care este un pas important. Da. Și în aceeași măsură, în paralel cu PISA, legea, care PISA vine la 3 ani. Sigur, da. Și în aceeași măsură, legea nu interzice evaluări pe care să le avem prin intermediul platformei specializate a Ministerului. Sunt sumedene de țări europene care au la finalul fiecărui an o evaluare. Nu ne oprește nimeni și chiar este recomandat din punctul meu de vedere ca în funcție de țintele pe care le avem într-un anumit an sau despre amenințările pe care le identificăm, în funcție de aceste lucruri să facem anumite evaluări. Nu s-a pus niciodată problema, haideți să schimbăm formarea profesorilor în funcție de evaluarea pe care am făcut-o. De exemplu, s-a pus, dacă vă uitați în lege, se pune problema că una dintre deciziile formării continue ale profesorilor sunt recomandările din inspecțiile școlare. Deci chiar încercăm să avem un cadru funcțional. Iertați-mă că v-am oprit și contrazis. Foarte bine. Doar că nu am găsit-o eu, poate n-am privit în suficient. Să veți vedea acolo când se vorbește. Asta e vorba despre inspecție, dar legat de evaluările profesorilor, de evaluările elevilor acestea naționale. Ba da, veți vedea tot acolo unde este prins planul individualizat de învățare, care spune acesta va fi un criteriu de evaluare a performanței profesorilor. Și după ce are loc această introspecție pe care sistemul o face, se uită la profesor, se vadă ce n-a funcționat, se uită la curriculum, se vadă ce n-a funcționat. Acum, a fost făcută chestiunea aceasta de a ieșit că, trebuie schimbat, updatat curriculumul de primar și gimnazial? Sau cum ați ajuns la concluzia că ceva nu funcționează acolo, având în vedere că abia a trecut o generație din acest curriculum? Eu cred că decizia luată nu este legată de faptul că ceva nu a mers bine. Ci este legată, dacă stăm și ne uităm, iarăși, OECD-ul, Scoția a cerut o evaluare a curriculumului propriu la 3 ani după implementare. Deci există și evaluări de parcurs, nu mai e evaluări finale. Deci o adaptare. Este în mod cert o adaptare. Este un mod cert o adaptare izvorâtă din faptul că trebuie introdusă educația pentru viață, care este foarte importantă și foarte, foarte apropiată de ceea ce are în vedere OECD-ul prin pregătirea pentru viață, pentru că acolo vorbim și de educație pentru sănătate, gândiți-vă că vorbim de nutriție, alimentație sănătoasă, acolo este și partea de digital și partea de media, adică de expunerea la date, la știri false, este și partea de educație financiară, extrem de importantă, da? Apropo de creditele cu buletinul. Deci gândiți-vă, sunt foarte, foarte multe lucruri bune acolo care trebuie adăugate în planul cadru. În aceeași măsură, sigur, există și opțiunea care va fi confirmată de specialiști în curriculum dedicați acelui ciclu de digital la primar, pe care eu aș vedea-o ca pe o necesitate. Și în aceeași măsură, eu cred că la programele școlare, acum, nu aș putea spune că se vor schimba programele școlare în afară de mai mult de 25%. Da. Adică va apărea această introducere și accentuare, eventual prin activități de învățare sugerate, a componentelor care țin de toate aceste elemente de educație financiară, digital și tot. Ziceți de planurile cadru existente pentru gimnaziu și de programele școlare, programele școlare. Bun. Iar la liceu, sigur, și mai este încă un lucru, la liceu profilul de formare a absolventului are în vedere și tot ceea ce am descoperit noi de când s-a implementat cel din gimnaziu, care, vă dați seama, pentru care nu există un studiu de impact, pentru că noi n-am avut un ciclu complet cu pandemia, să fim serioși. Da. Dar în aceeași măsură s-a descoperit importanța a ceea ce se numește green, tot ceea ce înseamnă reducere de mediu, importanța dezvoltării durabile și sustenabile, pentru că deja trebuie să ne punem problema ce tip de energie folosim, cum economisim apa, cum economisim alimentele. Vedem că
viața nu are foarte multă răbdare cu noi și evenimente se întâmplă. Apare digitalul, extrem, extrem de important. Deci eu cred că este foarte important pentru un copil de clasa 8-a să-și poată susține un punct de vedere ordonând niște date într-un Excel sau calculând o medie și o mediană. Da. Ele sunt prevăzute în programa școlară de matematică. Dar eu cred că aceste lucruri trebuie accentuate. Și să termin. Vă rog. Iar la nivel de liceu, liceu, sigur, ne dorim să existe o continuitate înspre ceea ce este prevăzut la liceu, unde avem o supra-specializare și o pre-specializare pentru universitar, pentru că este foarte important acest lucru. Da, ciclul liceal este un ciclu de specializare. Din acest motiv avem și atât de multe ore la CDC și din acest motiv dăm oportunitatea elevului de a-și alege ceea ce face într-un procent foarte mare. Și elevul acesta va alege în funcție de ce poate școala să ofere, că nu are cum să aleagă altfel. În funcție de ce poate școala să ofere, dar... Cum va fi sprijinită școala? Pentru că ea tot nu poate să-și angajeze profesori. Da, dar și poate forma și poate efectiv sau prelua CDC-uri regionale sau naționale. În aceeași măsură, poate fi școala poate este obligată, am spune, să pentru fiecare arie curriculară la liceu să propună 3-5 opționale. Deci atunci școala trebuie să-și dezvolte această capacitate sau de a crea, sau de a crea în colaborare cu alte școli, sau de a prelua ceea ce este la nivel regional și național. Și sunt multe. Uitați-vă, nu mai târziu de o lună a fost propus un CDC de inteligență artificială, ceea ce este extrem de relevant. Deci, pe de o parte, ministerul vine cu propuneri, pe de altă parte vine cu suport de formare, pe de altă parte vine cu suport material. Vă dați seama, faptul că poți face o grupă de CDC doar cu 7 elevi, este clară o susținere din partea ministerului. Seamănă cu facultatea. Sigur, și acolo deja poți face, o specializare. Haideți să mergem la bacalaureat. Ne apropiem de final și mă iertați că am vorbit mult. Profesor, ce se niciodată, face? Din contră, o să mai continuăm ca să le acoperim pe toate. Deci, cea mai pertinentă întrebare majoră, întrebare din partea oamenilor care au fost nelămuriți de situația aceasta, de această schimbare, a fost cum se poate da bacalaureatul la un trunchi comun. Adică, dumneavoastră propuneți prin lege ca toți copiii, indiferent de profil și filieră, să dea bacalaureatul pe aceleași subiecte, la aceleași materii. La intersecție. Ce rost mai au filierele? Păi, hai să ne punem de acord. Și profilurile. Sigur. Mulțumesc pentru întrebare. De nou, este foarte bună și ne ajută să clarificăm lucrurile. Deci, va exista un trunchi comun legat de lucrurile pe care toată lumea consideră că trebuie să le studiem. Vorbim de matematică română, științe, istoria și geografia României, Deci lucruri extrem, extrem de importante. Sigur, în trunchiul comun este și educația fizică, este și religia. Faptul că ele nu sunt prinse în proba de bacalaureat nu înseamnă că nu sunt în trunchiul comun. Dar revenim. Aceste obiecte sunt studiate în liceu. Le considerăm necesare. Păi dacă nu evaluăm rezultatele învățării la ele, cum ne dăm seama că sunt necesare? De ce le mai facem dacă ce știm la ele nu contează? Bun, dar de ce în clasa a 12-a pentru pașaportul spre învățământul superior și nu pentru la clasa 8-a? În realitate, ele, vă dați seama, clasa 8-a la 14 ani este cam mult să-i încarci pe elevi cu atât de multe lucruri. Și atunci, finalizarea ciclurilor liceale pentru noi este o tranziție spre superior, dorită de către copii. Noi trebuie să le oferim ca stat această posibilitate și știm cât de prost stăm la indicatorii de învățământ terțial. Și atunci, sigur, trebuie să avem un examen care să certifice achizițiile minimale pe care noi le avem pentru profilul absolventului de liceu. Iar aceste achiziții minimale, sigur, sunt acei termeni și acele competențe pe care nu le poți evalua direct, competențele pentru viață, dar în aceeași măsură sunt și aceste competențe legate de aceste discipline care sunt absolut necesare să mergi mai departe. De ce vorbim de trunchiul comun? Pentru că vorbim de intersecția a ceea ce se face la toate profilurile. Da? Și de ce vorbim de intersecție? Pentru că acea matematică, să spunem, pentru că am văzut foarte des întrebarea de ce eu, absolvent de uman, să dau matematică. Acea matematică care este o matematică un pic mai sus de ceea ce se dă la PISA. De o decizie legată de un calcul de procente, legată de o arie, legată de o piscină, dacă îți intră sau nu îți intră în curte. Aceste lucruri sunt lucruri pe care un absolvent de liceu trebuie să le cunoască. Indiferent de profil. Clar. În aceeași măsură, limba română.
inclusiv cu accentele de gramatică care au fost nou introduse, istoria și geografia României și a Uniunii Europene, eu nu pot să cred că ne punem problema că vrem să terminăm liceul și să nu știm aceste lucruri. Da, bun. Iar nivelul de dificultate, după cum spuneam, este nivelul de dificultate comun. Un alt motiv al acestei probe este echitatea. De ce este vorba de echitate pentru asemenea probă? La momentul actual, diploma mea de bacalaureat și a unui prieten, să spunem, nu o să spun dumneavoastră că nu știu, sunt diplome echivalente. Eu am dat română, matematică și informatică. Da. Dumneavoastră ați dat română, istorie și logică. Amândoi ne prezentăm la Facultatea de Economie, unde dumneavoastră s-ar putea să luați că aveți o notă mai mare. Este ok? Este fair, dacă vorbim de fairness? Eu zic că nu. Ba mai mult, uitați-vă la rata de renunțare după primul semestru sau în primul an de studii la universități. Este o rată foarte mare pentru că acești copii ajung acolo fără să fie pregătiți pentru ceea ce se va face. E un eșec și al orientării școlare, probabil. Sigur că da. Din acest motiv avem nevoie de orientare școlară, dar din același motiv, la acest moment, uitați-vă, din nou adresându-ne unei întregi populații școlare, subiectele de matematică, de exemplu, la Mate Info, da? Trebuie să cuprindă și item de 2, și item de 5, aceeași poveste pe care am spus-o. În secunda în care noi avem acea probă e-facultativă, da. 1. Este onest și cinstit. E și opțională și facultativă? Nu, adică copilul trebuie să meargă nu, la ea? Nu, și copilul poate să meargă la ea. Poate. Ce îi ofer? 1. Îi ofer acea calificare de nivel 4, dacă vă uitați mai departe în lege, pentru că așa este normal ca toți să aibă aceeași șanse și un absolvent de filologie să poată intra și el direct. Să facă traduceri. Deci am vorbit cu cei de la Autoritatea Națională pentru Calificări și pentru fiecare dintre profilile pe care le avem în vedere vor fi calificări de nivel 4. Deci acești oameni vor părăsi liceul, da, cu acea probă, având o calificare, așa cum au și cei de la liceele tehnologice. Așa cum au și cei cu atestatul de informatică. Dar nu va conta pentru bacalaureat. Nu va conta pentru bacalaureat. Și la cum îmi spuneți dumneavoastră acum că arată acest trunc comun cu nivel minim, pare că va avea fiecare de câte 6, nivel 6-7 și practic toți vor la 10. Că dacă la fiecare mate, care vor fi subiectele de 10? Reacția copiii. La ce mate? Reacția copiii. La ce disciplină? Acum asta încerc să vă spun. Deci, după cum spuneam, examenul de bacalaureat este un examen de certificare al achizițiilor necesare minimale din profilul de absolvent. Nu știu dacă acolo va conta că vor fi mulți de 10. Reacția publicului, din câte am văzut, este teama că acest examen va fi prea greu, nu prea ușor. Da? Sigur, eu nu cred că va exista o inflație de note mari. Sigur vor exista și o parte de subiecte care se pun în valoare ceea ce se numește gândirea de ordine înalt, high order thinking. Deci așa cum este gândit la acest moment, vor fi un număr de item 5 și pentru așa ceva. Dar, din punctul meu de vedere, aș fi foarte bucuros dacă elevii ar răspunde bine și ar lua punctaje foarte mari. Dar dacă stăm și ne gândim că acum există elevi care pică la proba la alegere, deci proba pe care și-o aleg, cea la care sunt cel mai buni, n-aș spune că este neapărat un bac mai ușor. Sigur, este un bac cu totul altfel. Dar așa cum spuneam, este un bacalaureat care, pe de o parte, promovează și valorizează fiecare disciplină studiată, așa cum este normal, și pe de altă parte, dau ocazia copilului să-și arate specializarea și este un bac care clar crește echitatea pentru el. O ultimă chestiune legată de bacalaureat. Ați spus de 5 item. Era un exemplu. Câți item ar putea avea o probă și cât s-ar putea întinde, având în vedere că vorbim despre atâtea discipline? Eu cred că din acest motiv au apărut discuțiile. Pentru că dacă stați și mă uitam chiar la un articol pe care noastră l-ați reluat de anul trecut cu bacalaureatul spaniol, unde se vorbea de 3 probe de 90 de minute cu pauze între ele, din acest motiv și domnul ministru a dat exemplu PISA. De-abia a avut loc susținerea studiului principal în această primăvară și lucrurile stăteau așa. Erau 15 minute de pregătire cu întrebările de bază, 60 de minute bloc de item, câteva minute pauză recomandată psihologic, iarăși un bloc de item de 60 de minute, iarăși câteva minute pauză. Deci, vă dați seama, numărul de item va fi clar corespondent cu durata probei. Dacă vrem să fie un examen relevant, numărul de item nu va fi neapărat un număr de item mici. Dar dacă proba va avea mai mult de 3 ore, cum este acum, sigur nu poate avea mai mult de 4 ore, de exemplu, în mod normal aceste pauze
psihologice sunt indicate și sunt folosite la nivelul tuturor testelor internaționale. Nu inventăm noi acum. Și itemii vor fi obiectiv, subiectiv, cum vedeți? Sau sigur, acest lucru va fi dezvoltat. Dacă stăm și facem referire la PISA, PISA are și item obiectiv, deci de tip alegere multiplă, dar are și item cu răspuns scurt sau cu răspuns de tip SEM. Ținând cont că avem și istorie și geografie și română, eu sunt ferm convins că va fi și o anumită parte de concepere de text, de exprimare în cadrul unui text scris. Iar această parte, sigur, presupune alt soi de evaluare decât cea prin item multiple. Proba aceasta la alegere, cea care arată competențele, va fi în altă zi decât proba principală? În mod cert, această probă va fi în altă zi. Și la fel și competențele, probabil. Și la fel și competențele. Da? Vă dați seama, pentru că este un stres, copiii sunt puși la două limbi străine, nu este ușor, digitalul iarăși nu este ușor, cu atât mai mult cu cât dacă luăm în calcul ceea ce se întâmplă și aplicarea spre date și folosirea datelor, această probă va avea gradul ei de complexitate, pentru a ne asigura că acești copii pe care noi îi sprijinim în învățare fac față în viață în modul ceea ce urmează. V-aș întreba la final o chestiune ca să înțelegem filozofia pe care dumneavoastră o vedeți din clasa, din grădiniță până când elevul părăsește învățământul obligatoriu. Cu toate evaluările pe care le are, cu curriculum pe care trebuie să-l stăpânească, competențele din acest curriculum trebuie să fie stăpânite. Cum vedeți elevul care va ieși de aici? Cum vedeți acest tânăr care o să termine învățământul obligatoriu diferit de ce se întâmplă acum? De ce n-a reușit legea aceasta? Vă mulțumesc pentru întrebare. N-aș face prezentarea în antiteză absolventul de acum față de absolventul care va fi sau noi ca absolvenți. Deci, efectiv, eu cred că acest tânăr și scopul acestei legi este ca acest tânăr să-și atingă potențialul maxim de dezvoltare, să fie susținut în învățarea lui și, așa cum prevede OECD-ul, la finalul studiilor, fie că sunt liceale, fie că sunt universitare, pentru care a fost pregătit în cadrul învățământului preuniversitar, să fie capabil, este o exprimare în OECD, dar nu o să o preiau ca atare, ci o să o descriu, este vorba să fie capabil să aibă din ceea ce câștigă o viață confortabilă pentru el și pentru cei din familia. Bun, urmărim problema. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la interviu. Rămâneți pe edupedu.ro pentru a afla informații interesante. Veți găsi acest interviu pe site și pe paginile noastre de socializare și de YouTube. Și în curând vom reveni cu noi interviuri aici, în seria aceasta, despre legile școlii. Eu sunt Mihai Peticilă, editor și publisher edupedu.ro. La revedere!